la familie, știți că am spus că am nevoie de pauză și asta a fost realitatea. De-aia și plec în Dubai, pentru că familia e acolo și ne întâlnim pentru Crăciun, pentru Revelion. După aia văd eu ce va fi în continuare. S-a scris că aveți oferte multe, din Franța, din Portugalia, din Emirate, din Arabia Saudită, acum și în România. Dacă erau oferte multe, poate acum eram acolo, dar cum am spus, aș vrea după anul nou să mă gândesc. Au sunat foarte mulți impresari, foarte mult, dar deocamdată doar discuții. Aveți și nevoie așa de o pauză după o perioadă atât de încărcată cum a fost la CFR? Ăsta a fost motivul principal care eu nu mai sunt la CFR. Am spus-o că de mult, o lună ceva, cred, am nevoie de o pauză. Cred că și clubul are nevoie de altceva, și jucătorii. Și asta a fost realitatea și mă bucur că cei de la CFR au ales un antrenor foarte bun, care să ducă mai departe munca care am făcut-o eu. Ați vorbit cu Edi Iordănescu? M-a sunat? Nu, dar nu avea niciun rost să mă sune, pentru că el știe foarte bine echipa. Știe, dacă era un antrenor străin, poate era altceva, dar Edi e un antrenor care a făcut rezultate oriunde a fost și sunt convins că va face și la CFR. Ei nu trebuie să schimbe prea mult, poate ăsta e norocul lui. Nu cred că până la vară vor fi multe schimbări, nici ca joc, nici ca lot, pentru că nu ar avea de ce. Nici lui nu-i aduce transferul? Asta nu știu, trebuie să vorbiți cu ei, dar sunt convins că nu vor fi multe schimbări, pentru că echipa se vede că e o echipă închegată bine, antrenată bine și nu cred că vor fi probleme să câștige iar campionatul. Sunt favoriți după ce au câștigat acum cu FCSB? Normal, da, dar nu e clar nimic, pentru că sunt trei echipe care se vor bate. Cred că până la ultima etapă, exact cum a fost în ultimii trei ani. Dar experiența lor e mult mai mare decât a celorlalte echipe. Cum vi s-a părut meciul cu Young Boys Berna? N-am văzut niciun meci de fotbal de când am plecat de la... Da, părut rău, ce-a văzut la televizor, acele meciuri de arbitraj, ce-a citit? Nu, știți, dacă n-am văzut... Era dumneavoastră la meciul acela... N-am văzut meciul și nu pot să mai... Deja trei ani jumate mi-am dat viața, am stat acolo de dimineață până seara la club. În momentul când am plecat, am zis, vreau o vacanță de tot, adică nu mai vreau să mai mâncar chiar cu ce nu e al meu. Acum, eu nu mai sunt acolo, nu mai vreau să văd și, sincer, n-am văzut nicio fază de la niciun meci. M-am odihnit. Dacă m-am uitat la un meci, m-am uitat din Anglia mai mult. Ați vrea o provocare într-un campionat străin sau tot aici în România, v-ar plăca? Trebuie să fie o ofertă bună care să fiu mulțumit și o echipă care să aibă ambiții, normal. Dar acum... Ca și antrenor nu poți să aștepți echipa care vrei tu și să vină în două zile sau cinci zile. E clar că trebuie să aștepți oferta, poți să aștepți și un an, doi, câteodată. Poți să vină peste o săptămână. Dar e clar că și în România, eu tot timpul am spus, indiferent unde am fost, România mereu rămâne o opțiune pentru mine, e normal, e țara mea. Și mai ales în ultimii trei ani m-am simțit excelent pentru că am câștigat. Ce jucător ați luat de la CFR la o altă echipă pe care ați antrenat-o? Nu știu, să vedem unde voi merge și după aia voi decide, dar sunt foarte mulți jucători buni, nu numai la CFR, care m-ar interesa. Cum vi se pare grupa pentru Mondial cu Germania, Islanda din nou, Armenia, Macedonia de Nord, Liechtenstein? Toată lumea spune la fel ca și mine, avem șansa a doua. Germania cred că va câștiga grupa, dar pe locul 2 ar trebui să fim noi. Nu cred că Islanda mai are forța să ne bată încă o dată, mai ales că e la ei un schimb de generații. Și cred că per total avem jucători mai buni decât islandezi. Am putea să ne calificăm la Mondial în condițiile astea? Nu știu, locul 2 am înțeles că locul 2 e în baraj, dar acum trebuie să și sperăm să-i batem și pe germani. De ce? Cu Germania mereu am avut meciuri bune și în generația mea și după, țin minte, acel 5-1 care a bătut România pe Germania. Dar dacă suntem realiști, așa ar trebui să fim, trebuie să avem șanse la locul 2 și la locul 2 să încercăm să mergem la Mondial, pentru că au trecut deja câți ani? 24. Eu am zis, noi generația noastră n-am zis că o să fie 20 de ani până ne calificăm iar. E mai mult. Și din păcate e mai mult. Mulțumim!